Peste 3700 de șomeri din întreaga țară vor începe în luna mai un curs de formare profesională. Dintre aceștia, 28 sunt din Sălaj. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna mai 178 programe de formare profesională pentru un număr de peste 3700 de persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite organizate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului București, județele în care în luna mai se vor organiza cele mai multe cursuri cu număr mare de participanți sunt Iași, Bihor, Dolj, Hunedoara și Dâmbovița. În județul Sălaj, în luna mai, este programat să se deruleze un curs de lucrător în comerț la care vor participa 28 de șomeri. Meseriile cele mai solicitate pentru care se vor organiza programe de formare profesională în perioada menționată sunt cele de lucrător în comerț, inspector tehnico-sanitar și de gaze, comunicare în limba engleză, bucătar, frizer, coafor, manicurist și operator introducere, validare și prelucrare date. Tot în luna mai sunt programate să demareze cursurile în meserii de contabil, patiser, agent de securitate și ospătar, chelner, vânzător în unități de alimentație.